Salutare! Salutare tuturor și mulțumim că ați venit astăzi cu sau fără declarații din sufragerie în dormitor la un nou meeting virtual organizat de Cluj Hub, astăzi alături de un om foarte amuzant și creativ, care este și hubster, și anume Marian Goia. De asemenea, dacă mai sunteți curioși, aveți în față și alte evenimente la care vă invităm să luați parte. Chiar și mâine va fi o premieră numită Fuck Up Nights România, organizat de toate cele 6 orașe din România ce fac acest eveniment lunar. Înainte să explorăm acest subiect la care cu siguranță fiecare ne întrebăm în fiecare dimineață, ok, ce fac în casă astăzi, aș dori să-l invit și pe colegul meu, Marian Rusu, să vă prezinte și o altă opțiune, o mică provocare venită de la nivel internațional ce ați putea face. Salut, sunt Marian, nu știu dacă mă și vedeți, cred că mă și vedeți, da? O să fac un scurt intro și după aceea un share screen. Nu o să vă țin mai mult de 3 minute. Apropo de tema lui Marian, am profitat de momentul ăsta și de marea întrebare ce să fac acasă în perioada asta. Și pentru că la Cluj Hub acoperim o zonă destul de largă de evenimente și programe pe care le dezvoltăm tot timpul, am zis că e un moment oportun să vă zic de programul nostru cultural între țările, toate țările care au mal la Dunăre. Fac un program de dezvoltare antreprenorială dedicat zonei de energie. Este, de fapt, un program gratuit de educație antreprenorială și preaccelerare a unei idei pe care, dacă le aveți, dacă o aveți în perioada asta, it's great. Mai exact, o să fac un scurt share screen ca să vedeți la ce mă refer. Avem un program pilot care se va întâmpla în luna mai, prin care, dacă aveți o idee pe energie sau dacă credeți că e relevant să dezvoltați ceva în zona de energie, chiar dacă nu aveți ideea, vom avea un curs format din 40 de ore pe mai multe module, în care o serie de mentori, mai exact 4 din partea hub-ului, vor intra în trei module. Primul este ideație, al doilea este dezvoltare de business și startup și al treilea pitching. Ce face Danube Energy Plus este, de fapt, un soi de program care te... Mă scuzați, am și ăsta micu aici prezent de față. Este un program prin care noi încercăm să investim în tinerii antreprenori sau în tinerii care își propun să devină antreprenori. Iar Danube Energy Plus este modul nostru de investiție în energie. Mai exact, vă puteți înscrie pe danube.digitaltransformers.co. O să las link-ul și în chat. Și dacă toți suntem acasă, puteți participa la aceste 40 de ore. Este complet gratuit. O să vă includem într-un șir de comunicare și de informații pe care le transmitem către voi. Calitatea programului este una foarte ridicată, zic eu, pentru că toate țările cu mal la Dunăre au făcut un brainstorming de-a lungul a 3 luni de zile în care am dezvoltat acest tool, iar mentorii sunt aleși de Cluj Hub din rândul colaboratorilor noștri și clar nivelul este peste. Atât am vrut să zic, o să vă las link-ul pe chat dacă credeți că, eu sigur că și mai o să stăm acasă în mare parte, așa că este o metodă bună prin care să dezvoltați zona de ideație, zona de startup și ce înseamnă să dezvolți un business de la bun început. Este foarte relevant, trebuie să aveți până în 35 de ani, dar e ok și dacă nu aveți o idee în direcția asta de energie, o dezvoltăm împreună. Și cel mai important,
orice idee trebuie exprimată într-un anume fel. De asta ultimul modul îl facem împreună cu Răzvan Cherecheș, care este și facilitator în TEDx Cluj, care este tot unul dintre programele noastre, care ne învață cum să ne piciuim ideile noastre mai departe. Îl las pe Marian că este de departe mult mai interesant ce vă prezintă el decât ce încerc eu să fac în minutele astea. Așa că Marian a și investit într-un mini-studio acolo, eu cu laptop, cu copilul, cu televizorul, cu astea, așa că take it, Marian, că ești mai în temă decât bine. Salut! Trebuia să investesc și eu într-un copil înainte să facem tot ăsta. Salutare, oameni frumoși! Mi se pare mega fucking surprising că suntem mulți. O să am emoții, că e foarte multă lume și mă așteptam să fie atât de multă lume. Nici măcar mama nu a intrat. Vreau să încep, super sincer, prin a vă mărturisi o chestie. Eu am promis că astăzi o să vorbim despre ce pot să fac în casă în timpul izolării ăsteia super, super funky. Nu o să vorbim despre asta. O să vorbim despre libertate. Da? Libertate nu în modul în care vi-l imaginați voi, că momentan nu avem libertatea aia de a merge unde vrem noi. O să vorbim despre libertatea de a face lucrurile pe care ne dorim noi să le facem în fiecare zi, într-un mod productiv și să facem și bani în chestia asta. De ce zic chestia asta? Uite, eu personal, eu mă simt liber, da? Eu lucrez 10, 15, 16 ore pe zi. Oamenii care sunt aici cu noi și mă cunosc știu că lucrez exagerat de mult, dar totuși niciodată nu mă duc la lucru. Bă, eu mă trezesc dimineața și bă, vreau să mă apuc să mai lucrez la chestia aia la care m-am culcat aseară și mi-a urmas gândul aia toată noaptea. Asta e ideea principală. Vreau să vorbim despre libertate și ce putem face să devenim mai liberi și mental, și psihic, și eforturile pe care le depunem în fiecare zi ca să creștem, să le punem într-o direcție productivă. Și să nu simți că te duci la lucru, să nu simți că faci ceva ce nu ți-ai dorit să-l faci pentru că trebuie. Și cum o să vorbim despre chestia asta? O să vă prezint oarecum procesul prin care am trecut eu în ultimul un an jumate, în care am făcut o tranziție destul de bizară. Am făcut o tranziție de la fi programator la fi persoana care construiește chestii. Eu nu mai consider că fac programare. Eu consider că fac produse pentru oameni să se simtă bine și să mă simt și eu bine. Și vreau să împart cu voi lucrurile pe care le-am făcut să trec prin procesul ăsta, că mie mi se pare că o funcționează super bine, sincer. Și foarte multă lume mi-a scris în privat că e super plictisitor, că e nașpa în perioada asta. Eu sunt în complet celălalt colț al spectrului. Eu super încântat că mi-au dispărut foarte multe activități obligatorii, de exemplu, nu mai trebuie să umblu până la birou, nu mai trebuie să fac tot felul de chestii și am mai mult timp liber să construiesc. Și vreau să vă învăț pe voi cum am învățat să construiesc chestii despre care sunt chiar pasionat. Și să împărtășesc din resursele pe care le-am avut și toate chestiile care o muncit împreună să ajung în stadiul ăsta în care să fiu mega fericit că stau în casă. Sună super weird. Cei care mă cunoaște știți că sunt destul de extrovertit așa și nu-s genul ăla care stă într-un colț să nu zică nimica și iau culeg împreună cu oamenii din jur energie și mă simt bine. Dar am găsit o modalitate de a culege energia aia din interiorul meu și oarecum să ies, eu sunt convins că o să ies din pandemia asta sau bulunzenia asta, nu știu dacă avem voie să zicem cuvântul ăla, o să ies mai productiv, cu mai mult knowledge și cu mai multă experiență. Și vreau să împart cu voi cum și de ce. În primul rând o să vorbim despre niște resurse online, extrem de accesibile pentru toată lumea, care mie personal mi-a schimbat viața. Apoi o să vă povestesc despre cum se găsești motivația să nu scrollezi pe Instagram încă o oră în plus și să,
să încep să faci o chestie care crede că o să te țină mai multe ore la calculator sau la cu carte în mână sau ce vă place. Și apoi vreau să vă invit pe voi la o discuție. Nu o să vorbesc extraordinar de mult. Vreau să vă ascult și pe voi, să ziceți ce faceți în perioada asta, ce v-ați dori să faceți și cum vreți să schimbați lucrurile astea. Bun. O să iau cea mai tehnică și cea mai plictisitoare chestie întâi. Plictisitoare, kind of. Cursurile online. Mi se pare că lumea nu înțelege cât e de tare faptul că poți să înveți în momentul de față orice de pe net. Dar literally orice. Mulți dintre noi au avut chestia aia că bă, mi-ar plăcea să fac programare într-o zi, dar mi se pare o chestie atât de grea de învățat și trebuie să faci o facultate de programare și trebuie să ai ani experiență. Nu trebuie, nici pe departe. Sunt atâtea... Toată lumea zice că bă, cât de multe resurse sunt online. Da, știm toți că sunt resurse online, dar nu știm unde să le găsim. Și din cauza că sunt atâtea de multe resurse, nu știm unde sunt resursele de calitate, care chiar să fie structurate frumos și nu ne aude Ancuța. Ancuța, dă-i mute. Dă mai tare. Bun. O să vă dau acum un screenshot. Nu pot să zic screenshot. O să vă dau un screen share în care o să împart cu voi resursele pe care le folosesc eu literally zilnic și o să vă învăț niște șmecherii cu resursele respective. Hai să vedem, dau un screen share bolund. Cine vede ecranul să ridice o mână. Yes! O ridică mai multă lume mână. Excelent! Bun. Resursa numărul 1 despre care o să vorbesc și asta e o resursă pe care am dat-o super multor prieteni. Este, o să și găsesc pe ecran, așa, boom, Udemy. Nu știu cât de multă lume au auzit despre Udemy. Udemy, practic, e o platformă cu cursuri online, dar îs două catch-uri. În primul rând, nu sunt numai cursuri de programare, îs cursuri de orice, gen cooking. Essential cooking skills. 44 de euro. Îi un curs de o oră jumate cu 18 lectures. DJing. How to become a DJ. 199 de euro. Nu vă uitați la prețuri, o să vă zic un catch super șmecher legat de chestia asta. Painting. How to paint from a beginner to master. Eu când am descoperit site-ul ăsta, ca și toată lumea, gândeam, ok, o fi un site cu cursuri de programare. Da, îs și cursuri de programare, dar avem incredibil de multe categorii. Avem cursuri de pet care and training, avem cursuri de fotografie, avem cursuri de health and fitness, yoga. Toate cursurile astea sunt practic făcute de oameni, ca și mine, ca și voi, care au ajuns la un nivel destul de avansat într-un anumit domeniu și o hotărât să facă un curs. Astea nu sunt chestii oficiale, nu sunt cursuri de alea super stiff. E literal un om ca mine care le prezintă altor oameni cum să facă his trade. De la cursul, uite, meditation. Înveți să-ți alinezi chakrele. E și ăsta un topic. Și este un catch. Super, super, super tare catch. Vedeți că sunt prețuri super bolunde. 99 de euro, 144 de euro. 104 euro, 69 de euro. Sunt mega scumpe, da? Da. Dar prețurile astea fluctuează incredibil de tare. Fluctuează în sensul că astăzi o să fie 150 de euro un curs, mâine iau foarte, foarte multe promoții, cum ar veni. Și promoțiile astea sunt gen 95% reducere la toate cursurile. Și un curs care astăzi e 100 de euro, mâine o să fie 9 euro. Și, nu știu dacă vă puteți imagina cât de șmecheră oportunitate e să înveți un limbaj de programare care, credeți-mă, e echivalentul a unei facultăți de programare. Trust me. Like, trust me. Suntem sau au fost studenți și știm cât de mult învățăm de fapt la facultate. Și
un curs foarte on point, cu persoane mega, mega pasionate și talentate, care te învață cum să faci o meserie nouă, literally, de la zero la master, cu 40 de lei. Eu am cumpărat foarte multe cursuri și le urmăresc pe toate, de la complete guitar system, beginner to advanced, la chestii super nerdy, la chestii de design, pentru că astea sunt lucrurile care mă pasionează pe mine. Și mie mi se pare că pentru un curs de, nu știu, scrie acolo 40 de ore, dar alea 40 de ore le parcurge într-o lună întreagă, să plătești 30 de lei, 40 de lei, whatever, și să înveți un skill nou complet de la zero, e o oportunitate incredibilă pe care generația noastră o are și o să aibă de acum încolo, pe care oamenii înainte nu au avut-o. Și uite, ăsta e un mod prin care eu îmi ocup literally orice bucată din zi când vreau să simt că vreau să învăț ceva nou. Asta e varianta paid, unde, din nou, sunt cursuri, orice vă place vouă să faceți, de la pian, la desenat, la yoga, la business, la programare. Nu, și sunt foarte frumoase și chiar sunt făcute de oameni mega, mega, mega pasionați, care se vede că au parcurs tot drumul ăsta singuri și au învățat, învățat cum să explice lucrurile astea pentru cineva care nu are deloc cunoștință într-un anumit domeniu. Pentru că cursurile astea, practic, tu construiești un curs și oamenii ți-l cumpără și cu cât ți-l cumpără mai multă lume, cât faci mai mulți bani, obviously. Și de-aia oamenii sunt super pasionați și le construiesc și le structurează super, super fine. Și mega ieftine. Bun. Resursa numărul 2, Pluralsight. Pluralsight, în perioada asta, surprisingly, își oferă toate cursurile Mocha. Îi zice hashtag Free April și pentru toată lumea care e blocată în casă, poate să facă cursuri de programare gratis. Multe. Foarte multe. În cazul în care programarea is your thing. Din păcate, topicurile pe care le ating ei sunt un pic mai limitate, după cum vedeți. Architecture, design și programare și marketing. Versus Udemy, unde poți să faci literally curs de gătit. Astea sunt resursele online pentru cursuri pe care le folosesc eu literally zilnic. Și am ajuns în punctul ăla în care dacă mă întreabă cineva dacă știu o chestie, singurul meu răspuns viabil e nu o știu încă. Pentru că mă costă mega puțin și e un proces foarte exciting să înveți să construiești un lucru nou. Oricare ar fi el, că înveți să construiești un fel nou de mâncare, că înveți să construiești un website. Bun, am vorbit despre cursuri online. Acum, o chestie pe care am observat-o la omuleții care au început să facă cursuri, a fost cum să mă țin de ele. Asta e o chestie super, super, super tricky de care și eu m-am lovit. Că și eu am, câteodată luam un curs și nu mai făceam nimic, nu știu, o săptămână, două, trei, uitam de el, aruncam banii pe geam, asta e, am cumpărat cursul, n-am învățat nimic, m-am dus mai departe. Eu mi-am făcut un sistem care e alcătuit din mai mulți pași, cum ar veni. Primul pas îi, nu știu cum, îi zice metoda Pomodoro, parcă, care e un trick de productivitate mai mult, care funcționează și pentru cei care lucrează de acasă și pentru cei care vor să învețe ceva nou și pentru cei care vor să citească. Practic, e un exercițiu de disciplină matematizat. Ce faci? Îți pornești telefonul și îți pui un reminder peste 50 de minute. După ce ai făcut asta, switch on do not disturb și ți-ai oprit toate notificările la toți prietenii și nu te mai uiți în jur și stai blocat 50 de minute pe topicul respectiv. După 10-15 minute, intri in the zone și cum ți-au dispărut toate distracțiile astea, distractions, da? Rămâi în zona aia timp de 50 de minute. Acum o regulă foarte importantă, după 50 de minute te ridici și pleci. Și faci o pauză de 20 de minute. Și te duci, bei apă, stai pe balcon, dansezi prin casă, te joci cu cățelul, ridici copilul pe umeri dacă ai copil, eu n-am. Asta e o metodă pe care eu o exersez și ajungi la concluzia că în 3 ore, 3 ore jumătate cu tot cu pauze,
obții atâta de multă productivitate ca și pentru o zi întreagă. Și de obicei dacă ai trecut de la 3 ore, după aia vrei să mai faci o oră, că e foarte fain sentimentul ăsta. Pentru mine e și un fel de meditație, pentru că înlături tot zgomotul ăla pe care îl avem în fiecare zi noi, că suntem conectați tot timpul și suntem literally înconjurați de zgomot și te pui să faci orice, îți mai vină o notificare, îți mai sună un telefon, mai shit-uri de genul. Dar dacă pui tot pe do not disturb și îți setezi mental că pentru 50 de minute faci asta, după ce au trecut 10 minute, când ești ok, hai că mai am 40 minute, hai că merge și la un final și uiți de telefon. Asta exersez eu în fiecare zi și pe mine mă ajută foarte mult. La fel funcționează și pentru cei care lucrăm de acasă. Că dacă lucrează de acasă, acum sigur toată lumea lucrează de acasă, tot timpul îți vine să te mai duci să te uiți în frigider, după aia te duci și te mai uiți în frigider, mai bei un pahar de apă, te mai oprești, ai mai făcut o pauză, mai trecut încă 10 minute, mai trecut încă o jumătate de oră, acum ai și 50, hai că mă apuc la fix, să faci fix, te duci și te mai uiți în frigider și observi că ți-o trecut toată ziua, n-ai fost productiv și obosit la finalul zilei, ceea ce e super mare mindfuck. Hai să opresc screen share-ul, nu știu cum îl opresc. Nu îl opresc. Hai, uitați-vă la poza asta. Și cu metoda asta Pomodoro, pur și simplu, e reversul medaliei, în care zici, bă, hai că mai lucrez 10 minute, hai că mai învăț 10 minute, și absurd, că după ce ai făcut asta 5-6 ore, ai mai multă energie decât ai fi avut dacă nu făceai nimica și dacă nu te-ai dus la frigider 100.000 de ori. Și pe de partea cealaltă, te bucuri când ai la 20 de minute de pauză, că te duci la frigider și, mamă, ce, nu a apărut nimica. M-a speriat. Mulțumesc, Ștefania. Bun. Așa. Bun. Asta e șmecheria numărul 1 cu pomodoro tehnic. Șmecheria numărul 2 e un studiu destul de interesant. Îi spune accountability partners. Fie varianta numărul 1, îți iei cercul de prieteni și le zici, bă, eu vreau să învăț să cânt la chitară piesa aia și pur și simplu îți spui intențiile cu voce tare. Prin faptul că ți-ai spus intențiile cu voce tare, ai semnat oarecum un contract de la neoficial cu prietenii tăi că tu o să înveți să citești, că o să înveți să cânti piesa aia la chitară sau whatever vrei să înveți. La fel e și cu vreau să mă las de fumat. Dacă le zici la toți prietenii că vrei să te lași de fumat, atât o să-și bată prietenii joc de tine când te văd cu țigara, că nu o să mai fumezi. Cel puțin la fel de mult, cel puțin o perioadă. Asta este un lucru pe care îl fac eu cu prietenii apropiați, de zic, uite, m-am apucat să lucrez la un joc. Și pentru că știu că le-am zis unor oameni că vreau să lucrez la un joc, o să mă simt gen nașpa dacă nu le arăt peste câteva zile, uite ce chestie faină am construit. Mai ales dacă peste câteva zile te întreabă, hei, ce mai lucrăm la jocul ăla, hai să vedem. Și nimeni nu vrea să zică, bă, n-am mai lucrat, că am fost un leneș un puțin și m-am tot uitat la frigider. Și asta e chestia cu accountability partners. Asta e varianta gen privată în care le spui la prieteni. Varianta publică, ceea ce e mult, mult, mult mai hardcore și are și efect mai tare, e să declari, nu știu, să pui pe Facebook sau pe Instagram că, hey everybody, I'm starting to learn this, I don't know, whatever the fuck, și declari la mult mai multă lume că tu vrei să înveți o chestie nouă. Și asta e mult, mult, mult mai hardcore și partea faină e că după ce ai învățat-o, o faci și public, ai învățat-o și nu. Încă o șmecherie pe care o fac oamenii care construiesc produse e că scriu bloguri în care zic, uite, astăzi am început un nou proiect și spun detaliile despre proiectul ăla și practic e unofficial accountability partners, că e literally declarat, e studiat că dacă ai spus la mult mai multă lume că o să faci o chestie, șansele să te ții de chestia aia sunt mult mai mari. Și ce vă recomand vouă e să vă luați o persoană apropiată la care să-i dați un challenge, gen, uite, hai să facem, tu să faci cursul de gătit, că ție îți place să gătești, eu o să fac cursul de chitară și o să facem schimb de informațiile pe care le-am învățat
Și așa, practic, trageți unul de altul în momentul în care știți că la stă și se uită la frigider. Asta e o metodă care mi se pare mie că o funcționează destul de bine. Pentru prietenii mei, cel puțin, pentru omuleții pe care am încercat eu să-i trag în lumea asta ciudată a productivității. Bun. Chestia șmecheră e că după ce faci asta, nu știu, o săptămână, devine mega, mega, mega addictiv. Devii însetat de cunoștință. E o chestie mega ciudată. Pe cine o cunoaște știe că sunt destul de leneș. It's a fact. Majoritatea suntem leneși, mai ales în perioada asta în care stăm în pijamale toată ziua. Dar ți se schimbă percepția asta, că devii mai curios de următoarea chestie pe care o să o înveți sau devii fascinat de chestiuța aia mică, de felul ăla nou de mâncare pe care l-ai făcut sau de jumătatea aia de piesă pe care ai învățat-o la chitară sau de jumătatea aia de pictură pe care ai învățat să o faci și devii însetat de cunoaștere și devii însetat de sentimentul ăla de achievement că am făcut o chestie nouă și am învățat o chestie nouă și am creat eu chestia asta. Oricare ar fi ea, că vă place să faceți fotografie, mâncare, muzică, programare, yoga. Că ai făcut podul de sus pentru prima dată, nu știu, eu nu o să fac niciodată podul de sus. Dar, whatever. Uite, asta e o resursă infinită, infinită de cunoștință de care eu abuzez în ultimul hal. Acum, o să ating un subiect mai tricky, Instagram. După cum știm toți, Instagram e construit să-ți ofere tot timpul chestiile la care știe că vrei să te uiți. Asta te ține uitându-te la ele mult mai mult. Obvio. Este altă resursă care e construită pe exact același sistem, dar îți oferă knowledge. Nu poze cu... Am vrut să zic poze cu tipe în bikini, am zis, în fine. Și cu mașini, poze cu mașini și poze cu mâncare și poze cu pisici drăguțe. Și tipe în bikini. Este un website care e un fel de Instagram al knowledge-ului. Instagram al oamenilor care scriu și al oamenilor care vor să citească. O să dau iarăși share screen. Bada bim, bada boom. Sper că se vede. Mulțumesc! Și o să vă povestesc despre Medium. Medium e o platformă gen Instagram unde îți apar articole. Articole scurte, de 3 minute, 6 minute, 11 minute, 10 minute, despre topicurile pe care te interesează pe tine. Și cu cât citești mai multe articole, cu atâta primești mai multe articole exact pe temele care te pasionează pe tine. Asta în cazul în care vă place să citiți. Eu mi-am înlocuit Instagram-ul de seară cu Medium și citesc 5 articole de Medium și mă culc cu creierul, e așa, bum, 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 cu ideile pe care le-am furat de acolo și ideile pe care le leg cu cursurile, ideile furate din Medium și am așa o mare varză de idei constantă. De-aia am și atât de multă energie, că tot timpul vreau să exprim chestii. Nu știu de ce. Bun. Asta e pentru oamenii la care le place să citească. Și asta mi se pare o resursă infinită de knowledge moca foarte bună. Pe lângă no, 50% din Medium, e 7 things you need to do, 3 things I need to do, 10 things you need to do, 10 sheet-uri de genul. Dar în funcție de preferințele voastre, când îți faci cont, te întreabă ce te interesează pe tine și îți selectezi, uite, customize your interests. Și în funcție de chestiile care te interesează pe tine, o să primești exact articole pe tema aia. Și, literally, Instagram, dar din care chiar pleci cu ceva. Și îți mănâncă și mai puțin timp, surprinzător. Și te ajută și să dormi mai bine. Bun. Că am ajuns la topicul de citit, o să dezvoltăm un pic în direcția asta. O să vă prezint un document super funky, pe care mi l-am făcut singur, în care mi-am centralizat toate cărțile de care am auzit și pe care aș vrea să le citesc. Și le-am pus într-o listă și le-am pus fain frumos taguri: Reading, Finished, Listening, Must Read. Cele care sunt cu Listening sunt pe Audible.
Cine nu știe de Audible, îi aplicație de citit pentru oameni leneși. Ce înseamnă asta? Ei, că majoritatea cărților din lume sunt făcute, sunt înregistrate audio de cineva și tu poți să le asculți. Și când speli vasele, ți-ai pus căștile și ai citit o nouă carte. Și dacă ai spălat vasele 3 ore în toată săptămâna asta, ai citit 3 ore. Și e moca. Gen, mi se pare că raportul de cost versus cunoștințele pe care le primești e infinit de mare. Și îți, fiecare cunoștință și fiecare chestie pe care o vedem, după cum știi, și dacă te uiți la un serial nou și în serialul ăla se vorbește, hai să luăm, nu știu, Dr. House. Dacă te uiți la Dr. House, la 5 episoade, o să dezvolți o curiozitate pentru domeniul respectiv și o să înveți multe lucruri despre domeniul respectiv. Dacă te uiți la Peaky Blinders, o să dezvolți o curiozitate pentru anii respectiv, pentru fancy suits, pentru freze de genul. Imaginează-ți-vă că chestia asta e foarte hackable. Gen, dacă consumi conținut de calitate și nu stai și scrolezi pisici, pui de pisici pe Instagram, atâta de mult se fac legături noi în creierul nostru și îi o avalanșă de informații și o avalanșă de idei noi. Și ideile sunt lucrurile alea care ne motivează pe noi și ne țin cel mai energetici în fiecare zi. Eu asta am încercat să hack-uiesc. În loc să consum conținut care nu prea are foarte multă valoare, să consum ceva care o să-mi creeze idei. Bun. Niciodată nu e lupus. Bun. Am vorbit despre cursuri online, am vorbit despre cărți, am vorbit despre Audible, am vorbit despre Medium. În combinația asta, și dacă pentru început înlocuiți jumătate de oră de scrollat pe Instagram, nu e Notes, e aplicația Notion. Asta e aplicația Notion, e o aplicație în care poți să-ți faci notes-uri foarte complicate cu care arată ca niște website-uri. Da, și cum am organizat toate cărțile în Notion. Și am creat eu documentul ăsta de la zero. Dar am și document pentru cheat sheet-uri, pentru lucrurile pe care le învăț din cursuri, de exemplu. Care e gol, că mi l-am luat în aplicație din Notes cheat sheet-urile. Stai să vă arăt. Cheat sheets. Eu aici îmi iau cunoștințele din cursuri și îmi notez chestii de la de tocilari. Că nu scriu. Și mi le iau online. Încă o întrebare, găsește Audible la fel de util pentru orice gen sau doar beletristica? Uite, ăsta e un topic foarte, foarte, foarte bun. La început, când am început să ascult Audible, eu sunt pasionat de non-ficțiune. De la biografii, la chestii tehnice, la chestii de business. Pentru mine a fost efort mare să-mi păstrez concentrația. Gen, să-mi păstrez focusul, pentru că mergeam pe stradă, dădeam play, dar ascultam pasiv și mergeam pe stradă și știam că povestește la tot ce știe el și mergeam mai departe și ajungeam la destinație și eram, nu, am ascultat o jumătate de oră, nici măcar nu știu cine a fost. Dar, din nou, am făcut un efort conștient să nu mai fac asta. Și o chestie pe care am învățat-o după, nu știu, 2 săptămâni de efort conștient în care mergeam pe stradă și eram, bă, trebuie să ascult chestia asta, nu să mă uit după pinguini. Nu pinguini, pescăruși, că n-avem pinguini. Și după ce am făcut efortul ăsta conștient să ascult ce zice omul respectiv și ajută foarte mult, mai ales pentru început, să alegi cărți despre care chiar ești pasionat. Nu fizică cuantică și să stai în autobuz, să te uiți cum să înghesuie lumea în autobuz și tu să asculti fizică cuantică, că nu o să stea capul acolo. Dar am luat-o treptat și am luat de la topicuri un pic mai ușoare și cu timpul m-am dezvoltat abilitatea de chiar de a le asculta. Știu multă lume care își dă 2x, 3x la viteza în care vorbește povestitorul, să asculte mai repede carte. Eu nu pot să fac asta. Eu ascult la ritmul normal,
Și așa mi se pare că chiar pot să mă concentrez și chiar pot să rămân cu knowledge. Câteodată mă opresc, îi dau pauză și dau back să mai ascult o chestie, câteodată îmi scot telefonul și îmi iau notițe. Dar se poate. Mie mi se pare că se poate, cu cât asculți mai mult, o să devină o chestie naturală și chiar o să-ți dezvolți atenția aia și pentru audiobook-ul pe care îl asculți. Mai avem o întrebare. Ascultând mai multe cărți odată, reușești să scoți toate ideile din cărți sau ți se încurcă ideile? Să știi că e o întrebare foarte faină. Dacă ți se încurcă toate ideile pe care le prinzi din cărți, da, dar ți se încurcă într-un mod foarte tare. Că legi informație. Și te gândești la o carte, un om care a scris o carte pe un domeniu, a luat tot knowledge-ul pe care îl are el și l-a pus pe hârtie. După aia înveți despre alt domeniu și le legi. În capul tău, tu legi tot content-ul ăsta și de acolo apar idei noi. Și de acolo îți apare imaginație de aia bolundă și creativitate de aia bolundă, că tot combini ideile. Noi suntem omul foarte bun la combinat knowledge-ul pe care îl are și la creat lucruri noi din knowledge-ul respectiv. Mie mi se pare o oportunitate super, super, super faină. Uite, ne-a spus Mihai Pascu și despre podcasturi. Exact la fel, podcasturile sunt varianta mai ușor de digerat a audiobook-urilor, pentru că sunt mult mai scurte și sunt pe topicuri mult mai specifice. Din nou, sunt și podcasturi în care oamenii vorbesc despre pui de pisici, nu neapărat la fel de utile, dar fiecare își filtrează după topicurile pe care îi interesează. Și eu ascult câteva podcasturi, dar prefer audiobook-urile. Și audiobook-urile, cred că abonamentul e undeva la $8 pe lună și primești o carte moca. Adică, practic, îți cumperi orice carte cu 30-40 de lei și ai una pe lună. Și multe cărți pe care ți le poți lua mult mai scumpe decât 30 de lei și, din nou, primești knowledge gratis. Mult. Și, uite, mai avem un link, nu știu pentru ce e, dar o să-l verific după. Și, ca să leg toate lucrurile astea despre care v-am povestit, și dacă le faceți, nu știu, o jumătate de oră pe zi, că faci o jumătate de oră de curs, sau citești o jumătate de oră, sau, shit, și dacă faci literally nimic, pentru jumătate de oră pe zi. Dar nu zic în sensul în care faci nimic, adică n-ai făcut nimic productiv. Nu. Să te așezi pe canapea sau să te pui pe balcon și să stai la soare și să faci nimic. Într-un mod conștient. Și aia te ajută foarte, foarte mult pentru că înlături all the fucking noise. Și în zilele astea, literally, în perioada asta, toată lumea e în casă și toată lumea e pe net și toată lumea are ceva de zis și toată lumea are ceva de share-uit și fiecare om mai face un live pe Instagram și toată lumea mai postează ceva. Atâta de mult ajută să le înlături alea pentru jumătate de oră și să-ți dai voie la minte să fie liberă, să creeze. Și zic creeze în toate sensurile posibile, de la scris la gătit, că ți-a venit în cap o idee nouă de chestie de gătit, că vrei să codezi, vrei să... Și în timp ce mă kind of pregăteam pentru talk-ul ăsta, mi-am dat seama că libertatea asta e o chestie pe care ți-o dobândești și că toți avem momentele în care ne gândim, bă, într-o zi când o să am vreme, o să învăț să fac chestia aia. Ei, uite că circumstanțele curente au făcut să vină ziua aia în care o să avem vreme și e pur și simplu o chestie de perspectivă. Poți fie să te gândești că ai de capul meu, trebuie să stau în casă și n-am nimica de făcut, sau să te gândești, bă, n-am nimica de făcut, like... Possibilities are fucking endless și pot să fac toate chestiile alea și dacă vă doriți să croșetați, literally now is the time to croșetat. Promit că eu o să por primul fular pe care l-ați făcut. Dar e o chestie de perspectivă și din nou și libertatea e o chestie de perspectivă și cred că atât am avut pregătit să vă spun pentru asta și să vă povestesc. Și de-aia, uite că chiar dura mult.
Acum vreau să transformăm toată prezentarea asta într-o discuție în care voi să spuneți despre voi, ce vă doriți să învățați și să facem un fel de cerc neoficial de accountability partners. Are cineva vreo întrebare sau are cineva ceva să ne povestească? Dacă, uite, o întrebare de la Maria, dacă am luat vreodată pauză de la un curs, urmărind un alt curs, ea asta face cu cărțile pe care le citește și nu e neapărat un lucru bun. Stați să vă arăt. Foarte simplu. Demonstration, nu. Asta e tab greșit. Să vă arăt câte cursuri fac în același timp. Nu mă să le găsesc. Eu, momentan, cred că fac 5 sau 6 cursuri în același timp și le alternez în funcție de whatever tickles my fancy in that particular day. După cum vedeți, niciuna nu la 100%, unul la 49%, unul la 16%, unul la 32%, dar le-am făcut ordonat. Gen, am zis, astăzi o să fac cursul de whatever și m-am ținut în ziua aia de cursul respectiv. Înțeleg că poți să te simți vinovat, că mâine vrei să faci altceva, but din nou, ești liber. Și atâta timp cât faci un lucru pentru tine, tot strângi knowledge și tot faci un pas înainte. Acum că nu l-ai făcut pe chestia pe care trebuie să-l faci, că ai făcut un pas înainte pe chestia pe care vrei să o faci, literally faci o diferență de la cer la pământ, că o să fii mult mai deschis să strângi toată informația aia pe care ți-o dă un autor sau pe care ți-o dă un profesor de curs, sau toată informația pe care ți-o dă whatever, o carte sau un podcast. Pentru că asta vrei să faci. Și, din nou, ai libertatea asta să faci exact ce vrei și să câștigi din lucrul ăsta. Mai avem vreo întrebare? Puteți și să vorbiți. Nu neapărat să scrieți, că mie mi-e greu să vorbesc, să citesc în același timp. Mai am eu o întrebare, dacă se poate. Da, Maria. Salutare tuturor! Sunt curioasă dacă a încercat, pentru că mi-împinge YouTube-ul reclamă, sunt curioasă, a încercat cineva Domestika, cred că Domestika se cheamă, și care este o platformă de cursuri pentru creativi. Au de la broderie, la tot felul de chestii, eram foarte curioasă cum e. Ok. Uite, exact aceeași tactică. Toate cursurile sunt reduse 80%. Exact Da, același lucru face platforma și Udemy. funcționează pe același principiu, dar A, în uite, sfârșit, da. văd cursul de Photoshop, e același curs de pe Udemy. De obicei, creatorii de cursuri nu postează pe singură platformă. Uite, ne-a spus și Alexis despre Skillshare. Deci avem Udemy, Skillshare, Pluralsight, Domestika, toate îs aceleași cursuri făcute de aceiași oameni postate pe mai multe platforme. Uite, și Coursera. Blueprint, Exact. Code Academy, Academia lui Khan și toate celelalte. Exact. Da, în principal sunt aceleași cursuri și din experiența mea, exact aceleași cursuri o să ajungă tot timpul, like, cu cel mai mare rating, cel mai mulți studenți. Sunt oameni, gândiți-vă că sunt oameni like you and me, care știu să facă un lucru și au construit un curs de 30 de ore pe tema respectivă, care a ieșit genial și au 200.000 de studenți. Este un tip, Andrei Neagoie, parcă, din Canada, care a făcut un curs de web development, care mie mi se pare cel mai bun curs de programare pe care îl poate urmări o persoană care nu a făcut niciodată programare și are foarte multe sute de mii de nu știu unde să văd câți. Și chestii like directe, like from you and me. Nu, ei nu sunt profesori, ei sunt oameni pe care vor să împartă cunoștințele pe care le au. Și aia mi se pare o chestie super frumoasă, că își împart pasiunea cu toată lumea. E exact același lucru pe care vreau să-l fac eu acum cu voi. Să împart pasiunea pentru a învăța, pentru că pe mine m-a schimbat foarte mult și m-a făcut să fiu curios. Care e cel mai exotic curs pe care l-ai făcut? Tu fiind programator și fiind într-o parte a spectrului, unde te-a dus? Ce mai exotic curs de design. Pentru Să că fie.
Mie mi se pare că niciodată n-au avut absolut deloc talent la design. N-am știut să construiesc, să fac așa un Photoshop, să am un blank canvas și să construiesc o chestie care arată bine. Și am început să învăț despre culori, despre palete de culori, despre fonturi, despre... Exact, exact. Mie asta mi se pare cea mai exotică chestie pe care am încercat să o fac, să învăț design, pentru că a fost chestia care mi-a fost antonim întotdeauna. Dacă ai învățat ceva ce nu-ți place foarte mult și trebuie neapărat să faci chestia aia, ce hack-uri folosești ca să-ți faci viața mai ușoară? Chestia asta cu Pomodoro tehnic, cu 50 de minute, 20 de minute. Okay. Și asta e prima chestie. Din punct de vedere tehnic, asta fac. Îmi opresc toate notificările, îmi opresc toate distragerile. Asta e tehnic. Mental, fac un trick mult mai fain. Mă gândesc de ce trebuie să învăț chestia asta și cu ce o să mă ajute la final. Și this is what keeps you going. Like, îți înlături distragerile și te gândești la punctul final, chiar dacă nu e neapărat cel mai frumos proces și it's work și nu-ți place atât de mult topicul respectiv. Dar te gândești o să obții din el. Ok. E așa, un fel de brain hack pe care îl fac eu. Că și eu am învățat tehnologii de programare în care nu eram neapărat mega pasionat și unele care nu-mi plăceau. De exemplu, mie nu-mi place tehnologia care se folosește pentru a face jocuri. Dar am văzut rezultatul final și tot knowledge-ul ăsta a devenit tool-ul. A devenit pur și simplu o unealtă pe care trebuie să o folosesc ca să construiesc ceva frumos. Și când am văzut rezultatul, m-am bucurat mega mult și am zis, bă, ok, whatever, să fie nașpa tool-ul, o să găsesc metode să mă bucur de el, pentru că rezultatul e foarte valoros pentru mine și mă face pe mine fericit. Sounds good. Dacă mai am alte hobby-uri care nu țin de learning knowledge și nu te simți ușor vinovat când aloci prea mult timp unui hobby din care nu vezi prea multe. Eu v-am zis că sunt foarte leneș. Uite, de exemplu, mie îmi place să mă joc. Jocuri pe calculator. De toată viața mi-a plăcut lucrul ăsta. Dar am trecut de la a mă juca jocuri pe calculator 20 de ore pe zi și nu a face nimic altceva, la a mă juca 2 ore pe zi, dar întotdeauna am ajuns să fiu foarte contrariat de chestia asta, că eram, bă, îs curios și vreau să mai învăț ceva nou, dar vreau să mă și relaxez și nu-i rău să te relaxezi. Dar în momentul în care ajungi la punctul ăsta de ai o curiozitate morbidă de a învăța lucruri noi, o să te bucuri mai mult de alea 2 ore în care te joci și după o să te bucuri și că te-ai întors la muncă. Și e practic win cu win. Că o să te bucuri mai tare că te joci alea 2 ore decât ai fi bucurat de 12 ore în care te-ai fi jucat, pentru că știi că e reward-ul tău pe care ți-l dai tu ție pentru că ai învățat 2 ore înainte. Și în momentul ăla ai câștigat și cunoștințe, ai câștigat și relaxare și ai și avut sentimentul ăla de libertate că ți-ai luat singur deciziile. Întreabă Claudia dacă lucrezi ca și freelancer în IT sau activezi în alte domenii. La mine e un pic mai tricky, că fac programare de 10 ani și lucrez ca și freelancer în IT de 7 ani, dar după 5 ani de freelancing m-am lăsat complet de programare și am început să fac fotografie. Și am învățat singur, de pe YouTube, de la toți vloggerii și de pe tutoriale. Literally, mi-am cumpărat cameră și primul lucru a fost să intru pe YouTube să scriu What does that button do? Că nu știam ce fac butoanele de pe cameră. Și nu, am intrat pe YouTube și am scris What is ISO? Bun. What is F? Bun. Ce înseamnă scrisul ăla de pe obiectiv? Și am ajuns să lucrez ca și fotograf profesionist timp de 2 ani jumate, 3 ani. După aceea mi-a revenit pofta de sta la calculator să creez chestii și de dragul de a construi produse am revenit la programare și acum lucrez tot așa ca și freelancer în IT. Dar pe lângă asta construiesc un curs de programare și fac tot felul de chestii. Dar da, lucrez ca și freelancer în IT.
Come on, shoot întrebări. Vă rog. Ce scopuri ai pe viitor? Wow, asta e întrebare foarte faină. Ce scopuri am în viitor, pe viitor? Libertate. Chiar am mai fost întrebat de, mai multe ori chestia asta. Scopul meu e să trăiesc în continuare o viață în care pot să decid ce vreau să fac, unde și când. Asta e singurul meu scop. Să simt că dacă mâine vreau să învăț tâmplărie, să pot să mă ridic și să mă duc să caut un bătrân tâmplar și să mă învețe meseria lui și să știu că nu sunt obligat să stau acasă, să lucrez la o chestie. Sau dacă mâine mă gândesc, vreau să mă duc în Africa să fac voluntariat, să pot să plec mâine în Africa. Ăsta e scopul meu de viață și de viitor și asta îmi doresc eu pe viitor. Sper că ți-a răspuns la întrebare. E un pic mai criptic răspunsul meu, dar nu pot să zic că am un scop financiar sau că vreau să am o casă mare și o mașină șmecheră. Nu, eu vreau să am libertate. Vreau să pot să decid în fiecare dimineață ce vreau să fac în ziua aia. Și dacă astăzi vreau să învăț o chestie nouă, să pot să învăț. Dacă astăzi vreau să stau pe balcon și să citesc o carte, să pot să o fac. Dacă astăzi vreau să mă uit la Netflix toată ziua, să pot să fac și să nu existe circumstanțe foarte grave. Asta e scopul meu de viitor. Vă rog, mai puneți întrebări. Ce vă doriți voi să faceți? Uite, Alexis mă întreabă cum știu ce vreau. Prin experiment, I guess. Am luat chestia care mă strânge pe mine cel mai tare, lipsa de libertate, și am dat seama că asta e ce îmi doresc să fac. Nu știu, am lucrat și ca și angajat într-o firmă mare de IT și a fost cea mai groaznică perioadă din viața mea, pentru că îmi zicea cineva la ce oră să mă trezesc și la ce oră să fiu la birou. Pentru mine asta e, nu știu, moartea pasiunii. Da? Vreau să întreb, Marian, cum ai pivotat de la ai lucra într-o companie de IT să devii freelancer? Cum ai avut primul client, dacă poți să povestești? Wow, păi, e destul de funky povestea. Eram de 3 ani angajat într-o firmă, în firme mari de IT, gen o firmă cu peste 2000 de angajați și nu eram fericit. Literally, nu eram fericit. Și auzisem de acest mitic freelancer, consultant care poate să lucreze de care poate să lucreze de acasă, poate să lucreze de unde vrea el și face bani și chestii mult mai interesante. Și un prieten pe nume Adam mi-a propus să fac chestia asta. A zis, bă, uite, eu mi-am făcut o firmă cu încă doi prieteni, el avea același mindset ca și mine. A zis, bă, hai și tu cu noi ca freelanceri și ne căutăm proiecte și lucrăm de unde vrem noi și facem și bani și ne și distrăm. A fost o țapă imensă. În primul an am murit de foame, am făcut foarte puțin bani, am lucrat foarte mult, dar după aceea am învățat. It was literally a learning process și am învățat să-mi caut clienți și am învățat să-mi negociez contractele și am învățat cum nu vreau să lucrez, dar am lucrat de acasă. Și după aia am învățat cum să lucru de acasă și cum să am disciplina asta de a fi productiv chiar dacă îs la 3 metri de frigider. Mai avem o întrebare de la Radu. Cât timp aloci pentru partea de socializare comparativ cu working, learning, making money și cât de importantă e partea asta? Păi, pentru partea de socializare, mai ales acum în perioada asta de carantină și de izolare, am găsit o soluție super funky cu prietenii mei. În fiecare zi, pe la ora 12, ieșim la cafea. Adică ce facem? Ne sunăm cu video și bem o cafea împreună și ne povestim care ce-o mai făcut ieri. Durează super natural, o jumătate de oră, 45 de minute și am ieșit cu prietenii. După aia, pentru partea de social media, eu, la fel ca noi toți, sunt foarte vinovat de petrecut mult prea timp pe social media. Ce am făcut să limitez lucrul ăsta?
după cum știți, avem, no, Apple are aplicația aia cu Screen Time, care îți arată câte ore ai stat pe Instagram, câte ore ai stat pe Facebook, câte ore ai stat pe WhatsApp și câte ore literally ai rosit. M-am uitat pe aplicația aia și stăteam zilnic 9 ore. Și mi-a dat seama că e o problemă super mare. Ce-am făcut? Mi-am dezactivat notificările de la majoritatea aplicațiilor, mi-am șters aplicația de Facebook, eu acum pe Facebook mă intru doar pe laptop, mi-am pus limită pe Instagram timp de 15 minute și am 15 minute pe zi în care îmi verific Instagram-ul. Poți să dai extend la limita aia, dar atâta de vinovat te simți de fiecare dată când îi zici dă-mi voi încă 15 minute să mai stau până să mai rosesc timpul, încât îl reduci. Și no, nu mai fac, nu mai stau atâta pe social media și îmi petrec timp cu prietenii la cafea. Cum te motivezi să faci un anumit lucru când acel lucru nu-ți face plăcere, dar trebuie? Păi trebuie să te gândești dacă scopul final te ajută pe tine. Dacă e un lucru la final pe care ți-l dorești. Că și, nu știu, dacă vrei să devii un fotbalist de succes, nu cred că e foarte plăcut să faci antrenamente în ploaie 6 ore pe zi. Doare, ești ud, e neplăcut. Dar scopul final e să devii mai bun. Imaginează scopul final. Nu te gândi la acum, nu-mi place. Gândește-te peste câțiva ani cât de mult o să câștigi din chestia aia și cât de mult o să-ți pregătească drumul pe care îl ai. Este o vorbă care îmi place mie foarte mult. Luck is where opportunity meets preparation. Adică norocul îi pregătire plus oportunitate. Și o chestie pe care am învățat eu personal din viață este că dacă ești pregătit, oportunitățile apar pe bandă rulantă. Orice îți place ție să faci. Dacă ești bun și ai depus efort în spre a învăța o chestie, o să apară oportunități să-ți exersezi talentul ăla nou învățat. De unde spui limită la Insta? Din aplicația Screen Time, o deschizi în Settings, Screen Time. Și este acolo fiecare aplicație, App Limits. Nu știu dacă se vede. App Limits pe iOS. Care este măsura succesului pentru o carte sau un curs? Când decizi că e sau nu de tine? Pentru că suntem înconjurați de informații și poți irosi timpul în cursuri inutile sau nepotrivite. De la Maria. Uite, asta e o chestie de care m-am lovit. M-am lovit de cursuri bune și m-am lovit de cursuri în care nici măcar nu-mi plăcea cum vorbea omul respectiv. Mi se părea că e super redundant. Partea bună e că la Udemy poți să dai refund și îți dă bani înapoi. Și cum îți dai seama că un curs e bun? Ce-am învățat eu îi, dacă profesorul înțelege cum te simți, gen, am făcut cursuri de la profesori care îmi prezentau o chestie și mă uitam așa super confuz, gen, what the fuck, n-am înțeles nimica, și în momentul ăla proful a zis, I know you're really confused right now, I know you don't get what this is. Și am fost, man, ești din capul meu, du-te de aici. Uite, ăla e un moment în care mi-am dat seama că este un profesor bun, pentru că înțelege că e empatic. Cred că asta e chestia care îmi place mie cel mai mult la un profesor, să fie empatic. Și exact la fel și la o carte, că sunt cărțile astea de business sau de dezvoltare personală. Și înțelegi din tonul scriitorului că știe cum te simți. Că o trecut și el prin același stadiu al vieții în care nu înțelegea chestia respectivă și după 30 de ani în care a ajuns să înțeleagă foarte bine chestia respectivă, își amintește că a fost și el în locul tău. Și așa îmi dau eu seama dacă un curs e pentru mine, dacă profesorul are o inteligență emoțională diversificată. Ioana ne întreabă cum îți găsești răbdarea față de tine până ajungi să vezi rezultatele muncii tale. Prima dată a fost mai greu. Primul curs, prima carte, primele toate chestiile astea, toate experimentele pe care le-am făcut. Prima dată a fost foarte greu pentru că nu știam ce pot să obțin din ele. Dar, uite, să vă dau un exemplu foarte concret. Eu am făcut programare, nu știu, 10 ani, din care 9 ani am făcut o tehnologie. Și devenisem plictisit de ea. Eram ok, nu mai era un challenge absolut deloc.
Și acum un an am zis, bă, hai să învăț alte chestii. Și m-am apucat să fac cursuri. Și am făcut cursuri și îți dai seama, nu aveam niciun un reward bine definit și foarte evident. Da, am făcut un curs de o chestie, după aia am început alt curs că mă plictisisem, după aia am început alt curs că mă plictisisem și de aia. Și într-o zi am avut o discuție cu un posibil client care mi-a zis că nu, știi să faci asta, dar știi să faci și alaltă chestie. Și eu m-am apucat de râs că era literally chestia pe care o citisem cu o zi înainte și știam foarte multe detalii despre ea. Și atunci am lovit chestia aia cu when opportunity meets preparation. Că mi-am dat seama că eu m-am pregătit pentru o chestie care nu știam dacă o să se întâmple, dar uite că s-a întâmplat și a apărut oportunitatea și am putut să vă povestesc foarte, foarte mult despre un topic pe care probabil că o săptămână înainte nu știam nimica. Și așa am învățat să am răbdare față de mine, că ajung, fiind rezultatele, întotdeauna vin rezultatele, nu știu, e like literally legea universului, așa mi se pare, eu nu mă consider o persoană foarte norocoasă, dar mi se pare că atâta timp cât îți investești timp în a fi pregătit pentru mai multe chestii, o să apară oportunitățile să treci prin situațiile respective. Cam asta. Și mie, la început mi se părea mai greu să găsesc motivarea, dar am învățat că merită, literally, merită foarte mult, și profesional, și personal, și poate și pentru un lucru pe care l-ai făcut toată viața și ți-ai pierdut pasiunea pentru el, dacă te oprești să faci un curs despre exact lucrul ăla pe care îl faci de o viață, o să afli lucruri noi și o să-ți trezească flama și o să-ți trezească foamea aia de curiozitate și foamea aia de knowledge pe care cel puțin pe mine mă motivează zilnic. Alte întrebări mai avea? Bun, nu mai avem întrebări. Uite, eu zic să vă gândiți la chestia pe care vă gândiți de cine știe câți ani că ați vrea să o învățați într-o zi. Și să intrați pe net și să căutați un curs pentru chestia și să încercați să o faceți. Și dacă vi se pare greu să vă țineți de ea, încercați șmecheria cu Pomodoro tehnic. Do not disturb on, 50 de minute și world off, knowledge on. Și încercați să vedeți cum vă simțiți după chestia asta. Nu știu, mie așa mi se pare cel mai productiv mod de a demonstra un lucru. Just try it out și vezi cum te simți și vezi dacă se simte bine. Eu am încercat foarte multe lucruri. Am încercat să fac DJ-ală, am încercat să fac, nu știu, sport. Nu mi-a ieșit deloc. Și experimentând multe chestii, am găsit lucruri care mă făceau fericit și pe care îmi doream să mi le fac și am găsit lucruri care mi-erau absolut paralele cu mine. Și m-am ținut de alea care mi-au plăcut. Și așa am devenit liber să fac în fiecare zi ce-mi place și jobul meu, coincident, și nu știu, merită. Și am învățat chestia asta și din fotografie, că părinții mei mi-au zis că sunt nebun, că mă las de o carieră în IT să fac fotografie, că nu se fac bani, că ăla e un hobby, că what the fuck. Și le-am zis, bă, nu, sunt super pasionat de lucrul ăsta și o să vă demonstrez. Literally, m-am certat cu mama și am zis, așteaptă un an și o să vezi. Și după un an construisem o carieră în fotografie și financiar era mai bine ca majoritatea programatorilor din Cluj, pentru că am făcut-o din pasiune. Literally, singurul motiv care îmi vine mie în cap și pe care mi l-au zis și oamenii din jur a fost că le place că sunt pasionat de ce fac. Și era fucking fotografie, nu era rocket science. Camela zice să mai fac și sport și box. Da, fac! Dar nu se vede. Că mi-e prea aproape frigiderul. Bun. Ce întrebări mai aveți? Ce ai învățat din fotografie și poți să aplici în IT? Uite, asta e o chestie care mi s-a părut mega fascinantă. Citisem că multidisciplinaritatea, mamă, am zis-o cuvântul, multidisciplinaritatea e o chestie super tare, că îți face legături noi în creier.
Și am zis, hai să încerc, că n-au cum să se întâlnească la mijloc programarea cu fotografia. Sunt arii complet diferite. Surprinzător, uite, un lucru pe care l-am învățat din fotografie e să nu mai fiu atât de timid. Pentru că o să interacționez cu foarte multă lume și toată lumea să se uite la tine. Și eu nu, aș fi preferat să se uite toată lumea la mine. Eu am lucrat ca și fotograf în cluburi în care mă vedeau 1000 de oameni în fiecare seară și trebuia să stau pe scenă. La început nu eram foarte confortabil cu lucrul ăsta. La final am devenit foarte confortabil că n-am avut de ales. După aceea am putut să țin un workshop despre programare și să-mi împart cunoștințele pentru că am devenit confortabil să vorbesc în față la multă lume. Uite, din fotografie am învățat să pot să fac talk-ul ăsta. Că altfel n-aș fi putut niciodată să vorbesc deschis și să mă simt kind of confortabil. După aceea, chestii tehnice. Am început să mă gândesc, ok, cum poate tehnologia să mă ajute pe mine ca și fotograf? Și mi-au venit două idei de aplicații, în care una din ele lucrez momentan. Care e o aplicație ca să ajute fotografii. Pentru că eu mi-am dat seama că am o nevoie ca și fotograf și că nu există tehnologie care să-mi ajute nevoia respectivă. Și am început să-mi construiesc nevoia respectivă. Și într-un mod foarte ciudat s-au unit astea două topicuri care n-ai zice niciodată că au vrut treabă împreună. Da, și pe foarte mulți omuleți care sunt astăzi cu noi, am cunoscut din fotografie, ceea ce e o chestie super tare. Am și cunoscut foarte multă lume din fotografie. Din programare nu aș fi cunoscut atât de multă lume pentru că stau singur în casă și nu e foarte multă lume la mine în casă. Că singur. Dar asta, mi se pare că cu cât învățăm mai multe domenii, cu atâta creștem exponențial toate celelalte lucruri pe care le știm. Că ne provoacă să fim creativi și ne dezvoltă imaginația foarte, foarte mult. Chiar dacă e cineva care, nu știu, e mecanic de mașini și programator, o să învețe din programare să fie mai metodic în a repara mașina. Și cineva care vrea să fie bucătar și fotograf, o să învețe să-și facă poze la mâncare mult mai șmechere și să le dea mâncare la oamenii pe care urmează să-i pozeze. Și toată lumea e win-win. Și niște domenii care ai zice că n-au nicio treabă una cu alta, dar se complementează. Și mi se pare că majoritatea domeniilor se pot complementa dacă îți schimbi un pic perspectiva și înveți să faci legătura între ele. Dar nu neapărat înveți, că e o chestie care vine natural din experiența mea. Bun. Aveți alte întrebări? Cum ți-ai dezvoltat abilitatea de a vorbi în public? Nu consider că am abilitatea de a vorbi în public, e tot așa un learning curve pentru mine. Uite, mulțumesc! Pentru mine a ține webinarul ăsta e parte din procesul de a învăța să fac asta. E un pic meta, dar webinarul ăsta face parte din procesul meu de învățare și face parte din lucrurile pe care vreau să le fac și pe care vreau să învăț să le fac. Și asta e modul meu de a le exersa. Că oarecum planul meu de viitor e să pot să împart cu cât mai multă lume cunoștințele pe care le-am adunat și motivația pe care am adunat-o și energia pe care am învățat să mă construiesc ca să fie cât mai multă lume fericită și să văd cât mai multă lume care se încerc să inspir, dar e foarte mare cuvânt inspir. Să le dau un șav în direcția în care își doresc ei să meargă, de fapt. Și abilitatea de a vorbi în public e un skill obligatoriu pentru a face asta și încerc să mi-l dezvolt. Nu, n-am luat niciun curs. Am făcut câțiva de actorie, dar e un pic diferit, că la actorie ești altcineva. Dacă când vorbești în public ești tu și nu poți să te asculți în spatele niciunei măști. Mai aveți întrebări? Nimeni nu mai are întrebări. Uite,
Eu vreau în primul rând să vă mulțumesc din tot sufletul meu ăsta mare că ați rămas și a rămas toată lumea, surprinzător. Noi îți mulțumim, Marian, pentru timpul oferit. Și vreau să vă încurajez să... O să sune mega clișeic, dar vreau să vă încurajez să vă urmăriți visele, dar nu în modul ăla din filme. Vreau să vă urmăriți literele căcaturile alea pe care vă doriți voi să le faceți, că, trust me, funcționează. Like, orice ar fi, oricât vi se pare oamenilor din jurul vostru și societății și tuturor oamenilor din jurul, oricât vi se pare de mică și de neimportantă chestia aia pe care vreți să o faceți, dacă puneți pasiune, o să aveți fucking succes interior. Și succesul ăla interior e fucking magnet pentru oameni, relații, bani, whatever the fuck you want. Dar dacă ești tu fericit pe interior, o să fie fericit și oamenii din jurul tău. Și o să te simți liber. And on that emotional bombshell, mulțumim mult de tot, Marian. If you're a hand clapping. Oh, mulțumesc, eu aplaud. Am arătat ca focă retardată. Vă mulțumesc foarte frumos că ați făcut parte din webinarul ăsta și sper să ne vedem la următorul. Și a fost înregistrat, vom posta pe pagina evenimentului pentru cei ce nu au putut sta până la final sau pentru cei ce vor să trimită prietenilor ce nu au putut participa să fie la rândul lor inspirați de aceste tips and tricks pe care le-ai împărtășit cu noi. Și puteți să scrieți oriunde vreți voi și să vă răspund și la și mai multe întrebări. Și legat de resurse și de tips and tricks și de cum să obții cursuri foarte moca. Mai ales acolo și aș fi tare curioasă. Mulțumim și eu după amiază faină în continuare. Vă mulțumesc și o seară minunată să aveți în continuare.